Da, am văzut câteva meciuri de-a lor. Ei și-au păstrat aceeași plăcere de a juca fotbal. Este o echipă ofensivă, o echipă combinativă care au o posesie destul de bună. Este o echipă periculoasă. Dar și noi am demonstrat că suntem o echipă care este greu de bătut și va fi un meci echilibrat din punctul meu de vedere. Da, o echipă care pasează, o echipă foarte bună cu fundului. Noi trebuie să jucăm cât mai bine ca să putem să le facem față, să fim mai buni cât ei, mai ales la meciul de acasă și să câștigăm. Vă ambiționați în cupă că în timpul ăsta putea să fie și dureros pe viitorul sau... Cu siguranță. Da. Să facem tot posibil ca să câștigăm acasă. Ce noutăți am mai Eu, sincer, nu prea mă gândesc cine este în tribună. Ne gândim să fie suporteri, auzim glasul lor și în momentul în care intri în teren, te gândești doar să câștigi, mai stai, să te gândești foarte mult la cine este în tribună. Oricum, situația de la club o știe toată lumea și sperăm să se rezolve cât mai curând neclaritățile de la această echipă. Dar aveți impresia că aveți de gând să faceți grevă în cazul în care domnul Popoz nu vă va plăti salariile. V-ați gândit vreun moment la treaba asta? Nu. E simplu. Nu. Nu am. Dar ați dat banii până la februarie? Nu. Același răspuns. Nu. Sunt jucători care nu și-au primit deloc banii pe anul ăsta. Nu știu. Eu știu că pe luna ianuarie s-a plătit. Nu, n-a spus nimeni vestea că n-ar fi fost plătit pe luna ianuarie. Ce vești aveți despre Gruia Stoica? Despre licență? Noi nu avem nicio veste. Nu prea vorbește lumea cu noi. Este o situație, cum am mai spus, care noi așteptăm să fie rezolvată, pentru că nimănui nu-i place să lucreze în incertitudine. Cred că presa știe mai multe decât știm noi. Noi vom afla probabil când va fi ceva concret. Păi se pare că s-a rezolvat problema cu licența. Ați avut emoții că o să rămână rapid, o să cadă Păi eu știam de... că e până în 31 data limită. S-a S-au rezolvat plătit deja? deja datoriile, se așteaptă... Datoriile către cine s-au plătit? Datoriile vechi, către voi, așteptați, că încă nu s-au ale 3 luni de depus memorii. Dacă s-a rezolvat, e bine dacă s-a rezolvat. Eu nu știam.